genul programului, familie. Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Vasile Inuță, vă spun bun găsit la City Pulse. Într-o lume plină de visători, sunt și oameni care știu să stea cu capul în nori și despre aceștia ne vom vorbi astăzi cu domnii Adrian Prisecaru, instructor de planurism, și domnul Sorin Engel, instructor de parașutism, membri ai aeroclubului Alexandru Matei din Iași. Domnilor, bine ați venit! Bine v-am găsit! Cu capul în nori, dar cu picioarele pe pământ. Cu capul în nori și cu picioarele pe pământ, e bine să știi să fii cu capul în nori, la modul cel mai serios. Din exterior pare ceva fantastic. Omul nu e învățat să stea foarte mult în aer, el se simte mai în siguranță pe pământ. Sunteți niște oameni care cu siguranță vă simțiți teribil de bine acolo la înălțime. Nu vreau să fiu poet, nici nu sunt. Cum ați defini zborul sau cum l-ați descrie, să zic, într-un mod mai puțin științific? Cred că, nu știu, aici iar am să aduc de fiecare dată când ajung la un interviu, citez un instructor de-al meu, primul zbor sau zborul în general e ca primul sărut, un amestec de emoții. Amestec pe care, odată ce începi să-ți însușești tainele zborului, începe ușor, ușor să dispară și să fie o normalitate și saltul cu parașuta și zborul în general. Cred că cel mai bine să-l poți încerca și doar acolo sus tu poți să ți-l definești singur, pentru că pentru fiecare persoană poate să însemne cu totul altceva. Domnule Adrian, când v-ați urcat prima dată într-un planor, ce ați simțit? Vă mai aduceți aminte? Cred că aș putea încerca să-mi aduc aminte. În primul rând, un sentiment foarte accentuat de libertate. Zborul îți oferă alte perspective. Este, dacă aș putea să fac o comparație, ca și cum te-ai urcat pentru prima dată în mașină după ce ți-ai luat permisul. Ai alte posibilități deodată, alte sarcini pe care le poți îndeplini mult mai ușor. Zborul, în general, creează un sentiment foarte accentuat de libertate. Aș face comparația cu traficul rutier, că am făcut adineauri paranteză. Nu e așa de aglomerație. Exact, nu este așa de aglomerație. Îți permite să parcurgi spațiu cu viteze mai mari. Practic, orice aeronavă pe care o ai, o împingi la maxim. Dacă se poate merge cu 200 de km la oră, mergem cu 200 de km la oră bucata respectivă de traseu, nu cu 60, că am avea o limitare pe undeva. Sau la economia cea mai bună de carburant. În cazul planorului nu e cazul, dar ideea cam asta ar fi. Există, privit din exterior, pare ceva exotic. Și planorismul și parașutismul sunt sporturi. Mi se pare că până în anii 70 parașutismul era considerat chiar sport de masă. Nu știu cum era privit în acea perioadă, dar cel puțin așa am văzut în câteva documente. Probabil e dificil de greu să faci acea barieră, să treci de acel prag, cum spuneați, primul sărut. Sunt niște emoții, te uiți, mai privești cu atenție, ai ezitări, probabil că există o barieră și de ce să nu spunem de multe ori o frică. Doamne, nu mă urc când am văzut prima dată un planor, n-avea geamuri electrice, n-avea DVD, n-avea scaune încălzite, sistem de sonorizare, n-avea mai nimic. Am zis, băi, ce Dumnezeu trebuie făcut. Probabil că aici e, să zic, diferența și nu știu, acea chichiță care să-i faceți pe oameni să vină spre planurism și spre parașutism. E important să încerci. Nu? E acel prag pe care trebuie să-ți învingi un fel de teamă. Există o teamă? Da. Teama e firească. Toți ne naștem cu ea. Teama, de fapt, e
acel necunoscut, acel gol care îl avem în cunoșterile noastre și, cum am spus, încercăm să-l umplem și atunci ușor, ușor teama dispare. Orice, să spunem, diletant care vine pentru prima dată și vede un planor sau vede un parașutist, e logic și normal. Suntem făcuți bipezi să mergem pe pământ, nu să zburăm. Și logic să-i fie frică. Odată de aia noi facem cursuri teoretice, stăm foarte ore, foarte multe cu elevii noștri, îi învățăm cât mai mult din tainele zborului, în așa fel că atunci când ajung să experimenteze prima dată și după aia, bineînțeles, a doua, a treia, a zecea oară și mult în mai departe, cei care ajung la înaltă performanță, să ajungă să dispară acea frică, să fie un lucru normal și, într-adevăr, pentru cei care necunoscători, uitându-se la ei, li se pare că sunt zei, că fac ceva extraordinar. Exact cum se uită și un pieton la un șofer, da? Că îi se pare că dacă are mașina sub control, face ceva extraordinar. Nu, la fel e și cu avionul, cu planorul, cu parașutismul. Cred că sunt în aceeași categorie. Nu suntem nici zei, sunt lucruri pe care dacă le faci, le faci cu pasiune, vrei să, cu adevărat, să ajungi undeva mai departe decât ceilalți, le poți face. Ce spuneați asta la sportul de masă? Da, cândva se făcea sport de masă, sau mă rog, aveau acces și acum, spre surprinderea mea, nu vine tineretul. Și acum au tineri între 16 și 22 până în 23 de ani, au gratuitate la aceste cursuri de planorism și parașutism. Și spre surprinderea mea nu vin. Sau vin, dar timid. Sunt probabil puțin. Că spuneți foarte, foarte bine. Sunt poate din ce în ce mai puțini care încearcă să-și depășească niște limite sau își caută alte segmente unde să-și depășească anumite limite. Sportul în general are o problemă și vedem că se plâng toți. Ba la fotbal că nu avem junior și nu avem de unde selecta. La tenis mai apare câte unul după ce mai există câte un campion care obține ceva rezultate. Și parașutismul și planorismul nu e un sport teribil de mediatizat. Deși imaginile sunt spectaculoase, senzațiile sunt spectaculoase, să spunem că te dezvoltă ca om, îți creează o altă personalitate și mai bine îmi puteți spune cu siguranță dumneavoastră despre asta. Exact. Noi practic continuăm o educație a individului. Piloții, elevii care au parcurs cursuri de planorism se disting totuși față de ceilalți. Au și altă încredere în... Haideți să spunem câteva calități. Păi, ambiție, curaj... Exact. Le crește foarte mult încrederea în sine. Pot să facă lucruri pe care alteori le credeau imposibile trecând prin cursul acesta de planorism. Pot face o comparație. Domnilor, da, am făcut și aia, se poate... Am văzut despre ce este vorba, că, apropo de bariere, aici sunt două situații distincte. Zbori prima dată, prima situație ar fi să nu îți placă și atunci asta e, nu-mi place, mă ocup de altceva. Iar partea a doua, care e cea mai gravă, îți place și nu mai scăpi de microbul respectiv. Și atunci rămâi ca un... Da, e probabil că se petrece în orice activitate pe care o încerci pentru prima dată, încerci să o descoperi. Și nu vorbim numai de aviație în modul general, și închipui și la călărie, există o teamă să te urci pe cal, probabil și la alte sporturi. E important ca tinerii sau cei care încearcă să-și depășească, să zic, o oarecare barieră, să vină la aeroclub, să vadă, să pună mâna pe o parașută, să pună mâna pe un planor, să-l vadă. Să facă un zbor, să sară odată. Și după aia, eventual să să sară odată, să facă un zbor. O să mai vorbim despre zboruri, că se fac și zboruri de agrement, dar știu că în această perioadă în care, eu știu, poate curenții de aer nu sunt tocmai favorabili, se fac înscrieri pentru, să zic, un nou sezon, da? Înscrieri pentru cursuri de planorism și cursuri de parașutism. Și ne puteți spune mai multe despre astea. Cine are acces, în primul rând, la aceste cursuri? Orice tânăr între 16 și 23 de ani, adică la 23 de ani deja intră în altă categorie, până în 23 de ani, are accesul gratuit la aceste cursuri și la acest, și la zbor și la salt. De vreo câțiva ani avem, chiar și pentru cei mai mici de aceste vârste, avem aeromodelism, care învață tainele aviației chiar de mici, la 7, 8, 9 ani, în funcție de
disponibilitățile copilului și, bineînțeles, a părintelui. Asta ne aduce aminte chiar, nu știu, cel care dă numele aeroclubului din Iași, Alexandru Matei, a început cu tineri aeromodele, da, și apoi a construit, să spunem, un planor, l-a construit aici la Iași și se făceau zbor. Elevii Liceului Național. Sau undeva, da, da, primul zbor a fost făcut cu elevii Liceului Național. Deci se poate, da, și vorbim de anii 30, mi se pare. Da, 38, mai exact, da. Deci organizați niște cursuri, sunt gratuite, 16-22 de ani, și la planurism și la parașutism. Și la parașutism. Ok, ce obțin în urma acestor cursuri? Domnule, am școală, mai vin să mai învăț? Obțin un brevet de planurist sau de parașutist, cu care sau de la care, de fapt acolo e începutul planuristului și parașutismului. Noi până acolo noi facem o școală, ca și școala de șoferi. Până acolo îi învățăm primii pași să conducă, să piloteze un planor, să piloteze o parașută. De fapt, de acolo, de la obținerea acelui brevet, începe pasiunea lui mai departe, să meargă spre performanță, sau poate să oprească doar la nivelul ăla și începe un hobby pentru el, sau poate să meargă spre performanță, în altă performanță. Să nu uităm că avem campioană, vicecampioană mondială la parașutism, precizia aterizării, în România. Anul trecut am avut campion mondial la precizia aterizării parașutism în România, deci avem valori. Avem tineret care vrea așa ceva. Din câte știu, și un record național are aeroclubul din Iași, de saltul cu 8 parașute suprapuse. Da. Ați fost în acel... Nu, eram încă elev la vremea aceea. Între timp, acel record a fost bătut și, spre mulțumirea noastră, 3 ieșeni sunt în acel record de 10. Nu mai e de 8, e de 10, dar spre mulțumirea noastră încă sunt. Și aici aș vrea să reamintesc un alt record european, în care cei 3 ieșeni care au fost acel național au intrat într-un record european de 20, un diamant de 20 făcut în Olanda în 2007-2008, nu mai știu exact. Oameni care au făcut școala, îmi închipui, la Iași, la aeroclubul. Da, care acum sunt instructori, culme. De fapt și atunci eram, dar eram la începutul instructoriei, să spunem. Eram mai mult sportiv decât instructor. Între timp am devenit instructor și încercăm să învățăm elevii ceea ce știm. Cursurile se desfășoară în aceeași perioadă și pentru planurinți și pentru parașutism. Închipui că în general au aceeași structură. M-am uitat un pic pe, să zic, grila, pe programa școlară, să spun așa. Se învață, eu știu, planorul, mă rog, parașuta, cum arată, se învață meteorologie, aviație. Sunt o grămadă de obiecte care, să spun, le cred teribil de interesante. Cine poate veni la curs? Vorbeam de tineri între 16 și 22 de ani, să n-aibă 23 de ani împliniți. Să spunem, să precizăm că e important și asta, pot veni și cei care au împlinit 23 de ani, numai că exact, pentru ei cursurile sunt contra cost. O să dăm și niște tarife mai târziu. Trebuie ceva, trebuie o fișă medicală, sunt niște reguli pe care trebuie să le îndeplinească din punct de vedere tehnic. Procedura de înscriere este relativ simplă. Candidatul se prezintă doar cu un buletin la aeroclub, unde completăm niște fișe. Bineînțeles, va trebui o fișă medicală. Noi am ales să o facem la București, dar încercăm să mergem în cadrul organizat. O să mergem cu toții odată și o să facă fișa medicală la București. Să spunem că este o fișă medicală specială pentru, să spunem, aviatori, da? Da. Se face în condiții speciale, cu aparatură specială și de aceea se face numai în câteva centre medicale din practic, țară, nu se face peste tot. Practic, centrele medicale respective trebuie să respecte o reglementare. Sunt niște norme care sunt niște norme specifice de aviație și doar 3 sau 4 centre din România le respectă, adică s-au autorizat pentru aviație. Dar puteți, să zic, facilita să nu se ducă fiecare, ia trenul sau avionul până la București, doamne, pentru o adeverință medicală. Noi, închipui că spuneați să se poată face într-un cadru organizat. Dar în funcție de numărul candidaților, noi să încercăm să închiriem un autocar și să meargă împreună cu un instructor, ar fi varianta cea mai comodă. Dar depinde foarte mult și de dorința candidaților. Foarte mulți dintre ei, cel puțin anul trecut așa s-a întâmplat,
când majoritatea au fost foarte dornici să înceapă cursul și au venit deja cu certificatele medicale la înscriere. Și au rămas doar 10 oameni care nu aveau ce trebuiau, da. Exact, dar o să încercăm să le precizăm încă din timpul cursurilor. Am văzut că sunt și niște rigori legate de fizic. Vorba de înălțime, n-ai voie să depășești 1,90 m, n-ai voie să depășești 100 de kg. Din păcate, da, pentru că așa sunt construite planoarele pe care le avem în dotare. Dacă depășește aceste valori, din păcate nu mai încape în cockpit. Nu este dorința noastră de a nu-i... Am înțeles. Îi puteți spune și la o coră de slăbire înainte de înscriere. Am văzut că și pentru parașutism e același lucru. Nu se pot face parașutele mai mari sau... Sunt parașute mai mari. De ce se păstrează aceleași rigori? Sau e o chestie strict medicală? Și strict medicală, dar închipuiți-vă, dacă vine un candidat la 16 ani și are 1,90 deja, e cam dificil să-l oprești din creștere. Într-o perioadă, exact, de creștere, da. Și plus de asta, ușa avionului este construită, deci mai mult de atât nu putem cumva să-l punem din genunchi să sară sau în alte puțin, care pentru el la nivelul la care este nu îl putem instrui să ajungă să părăsească o aeronavă în condiții optime. Greutate la fel, parașuta suportă, are niște limite plus minus și atunci există parașute care se duc și până în 200-300 de kilograme. Dar ceea ce are aeroclubul și pune la dispoziție aeroclubul gratuit pentru cei la aceste cursuri sunt în limitele de până la aceste, să zicem, limite date deja. Am înțeles. Cineva întreba dacă are nevoie de diploma de bacalaureat ca să vină la cursurile de planurism și parașutism. Nu are nevoie de diploma de bacalaureat, deoarece la vârsta de 16 ani mulți încă n-au terminat liceul în momentul în care începem noi înscrierile. Dar trebuie precizat că punem un accent deosebit pe situația școlară. Adică nu încurajăm elevii să chiulească de la ore pentru a veni la cursurile noastre. Noi structurăm programarea cursurilor de așa natură încât să nu influențăm absolut deloc partea școlară a elevului. Dacă un elev nu are o situație școlară bună, este clar că îi va fi dificil să înțeleagă ceea ce încercăm noi să îi prezentăm. Pentru că mă uitam printre cursurile pe care le țineți, legislație, aeronautică, construcția și cunoașterea planoarelor, construcția și cunoașterea parașutei, performanțe și limite umane. Da. E un curs sau un capitol. Ce le spuneți la performanțe și limite umane? În principiu, toate aceste obiecte, să le spunem așa, de studiu, sunt structurate pe înțelesul candidatului. Am încercat să le aducem undeva unde să poate fi înțelese și cel de 16 ani, care încă n-a absolvit un liceu, și de studentul care are cunoștințe mult mai vaste, poate de fizică sau poate cunoștințe medicale pentru aceste cunoștințe, aceste obiecte, să le spunem așa. Și atunci cred că îi va fi ușor și elevului și studentului să le înțeleagă. De-aia suntem și noi acolo, să-i facem să înțeleagă, suntem mai mulți. Poate fiecare instructor are o metodă mai bună sau mai puțin bună sau pe înțelesul, pe o altă lungime de undă a candidatului și atunci suntem o echipă acolo de instructori, nu sunt eu singur instructor parașutist sau colegul meu de planurism, suntem o echipă și toți punem umărul la ca cei care îi învățăm, să învățăm cât mai bine, să înțeleagă cât mai bine ceea ce fac, că atunci când vor fi sus, cel puțin la parașutism, primul salt va fi singur. N-avem cum să-l ajutăm absolut deloc. Deci ceea ce învață din jos, noi avem o, să spunem așa, o comparație. Dacă jos știe de 10, sus va ști de 7. Apare acel blocaj psihic, apare stresul. Sunt lucruri pe care, oricum, indiferent câte cursuri teoretice probabil faci, e mai dificil. Dar, cum se spunea și în armată, cu cât curge mai multă sudoare pe câmpul de instrucție, cu atât curge mai puțin sânge pe front. E important să știi să înveți și m-aș întoarce un pic la limitele umane, pentru că nu degeaba ați vrut să puneți un astfel de... Vă dăm un exemplu practic. Un elev într-un planor
este absolut necesar să cunoască care sunt efectele hipoxiei, lipsa de oxigen, care îl poate afecta grav, poate leșina. În funcție de înălțimea la care se află planorul respectiv, toată lumea știe că nivelul oxigenului scade și poate apărea fenomenul de hipoxie. Și atunci, la performanțe și limite umane, una din teme este cunoașterea efectelor hipoxiei asupra organismului uman și ce măsuri trebuie să ia elevul respectiv pentru a contracara această problemă. Deci cam încercăm să structurăm cursurile cât mai spre practic posibil, chiar și cu fotografii. La cunoașterea planorului, obiectul ăsta îl facem cu planorul în față, îl facem în hangar. Se urcă fiecare, atinge aparate, le desfac. Se spune printre noi cei care nu ne pricepem că un planor se conduce mai ușor decât un autoturism. Da, e adevărat. N-avem semnalizare, n-avem ștergătoare de parbriz. Totul se bazează pe simțuri. Oglindă retrovizoare n-avem. Totul se bazează pe simțuri. Dacă la volan nu contează că ai simțit că ți-a plecat un pic mașina, o poți corecta imediat în planurism. Dar de fapt nu, în aviație în general vorbesc nu de parașutism, sau poate și acolo, dar aici colegul o să evidențieze mai bine. Totul se bazează pe simțuri. Trebuie să simți că urci, să simți că cobori, să simți că derapezi un pic stânga, dreapta. Și practic planurismul este văzut ca un abecedar în evoluția unui cursant spre o aviație mai mare, deoarece planorul este singurul care te învață să-ți capeți acele simțuri mai aprofundat. Într-un avion nu mai simți chiar așa bine. Te ajută foarte mult tehnica, aparatura, da, e totul altceva. Planorul îți dă o tehnică de pilotaj, adică dobândești, învățând să zbori cu planorul, dobândești o tehnică de pilotaj net superioară unui cursant care a început direct cu un avion mai mare. Bine, nu vreau să lezez pe nimeni. Dar așa e, pentru că ești doar tu singur cu un obiect în aer și simți altfel curenții, nu te mai ajută un motor. Exact. Da, simți curenții, domnule, mă spuneați, derapezi un pic, nu forțez, să nu că risc să mă întorc. Urmăresc curentul, încerc să-l redresez și da, sunt o groază. Să ne întoarcem un pic la Alexandru Matei, care a făcut primul zbor nocturn în România cu planorul, neavând aparatură de bord. N-a avut decât un altimetru, mi se pare, la el. Deci era clar că simțurile lui erau teribil de dezvoltate. Trebuie să fie fascinant, privind din exterior. Ce zic tinerii când sunt în ușa avionului și trebuie să facă primul salt? Sau nu mai apucă să zică ribit? De obicei îi pregătim pentru acel pas. Ca orice părinte care își învață copilul să pășească, să nu se teamă atunci când cade. Da? Și noi îi pregătim pentru acel moment, să zicem 80% dintre ei fac acest pas fără nicio problemă. Mai există acel 20% în care unii îi mai ajutăm, iar pe alții, chiar dacă am vrea să-i ajutăm, nu putem. Și atunci sunt acea marjă în care, să zicem, e mai omenească decât ceilalți. Nu forțați pe nimeni? Nu. Sigur? Nu forțăm pe nimeni, totul este absolut benevol, singur, sar, ceea ce spuneam, că ajutorul constă în încurajări, în ușă, în sensul că sunt care n-au acel imbold să plece pe ușa avionului. Închipui, mă uit la filmele documentare cu păsări, da, și păsările își învață puii de mititei, mai aruncă din cuib câte un pic de la înălțimi tot mai mari și lucrurile se învață. Venea vorba de parașutism. Mi-aduc aminte, când eram copil, există un turn de parașutism undeva în Parcul Copou. Da, este funcțional. Sperăm de anul acesta, până acum 2-3 ani de zile, nu am avut o parașută funcțională pentru acel turn, pentru că sunt niște parașute un pic mai speciale. Eu, copilărind în cartier, era un loc de joacă pentru mine, turnul de parașutist. Spuneam, hai la parașută, hai la parașută. Și se făceau foarte des. Mi-aduc aminte că instructorul ne legau și pe noi, copii fiind, cu hamul, și era o parașută trasă de cablu și cu un inel. Ne ridicau cam până la jumătatea. Va fi în continuare, începând de anul ăsta, va fi în continuare această joacă, să zic, pentru copii, că nu numai pentru copii, că
Eu sunt convins că în fiecare om matur există un copil care vrea acest lucru. Copiii au mai mult curaj, e și o doză de, hai să nu-i spunem neapărat inconștiență, dar există, evident, mai mult curaj. Când, cu cât te maturizezi, probabil nu-ți mai, nu neapărat să-ți asumi un risc, pentru că nu-ți asumi un risc. Și spuneam, când te urci în spatele unui cal, te sui pe șa și acolo îți asumi un risc, poți să-ți rupi gâtul mai ușor decât ți-l rupi probabil în planurism și în parașutism. Să ne întoarcem mai la perioada de înscriere, pentru că e teribil de importantă. E perioada în care în fiecare an se fac aceste cursuri. Când încep, când se termină înscrierile? Oficial, a început pe data de 11 ianuarie, va continua până pe 5 februarie, dar, repet, oficial, în funcție de, pentru că știm că e sesiunea de examene acum la studenți, spre exemplu, dacă nu mă înșel, și se termină chiar atunci, pe 5. Și sperăm să mai vină și după doritori, chiar dacă unii sunt speriați, că spun, domnule, sunt locuri limitate. De vreo 3 ani încoace n-au ajuns să ocupe acele locuri limitate. De asta vorbim de locurile gratuite pe care le oferiți pentru cursuri. Da. Există și cealaltă variantă care zic eu că nu sunt costuri foarte mari pentru cei care nu se încadrează sau care n-au luat note, deci au dat examenul, nu știu, au fost mai puțin pregătiți și atunci n-au luat acel examen. Domnule Adrian, se dă un examen de admitere? Da. La curs? Nu. Se dă un examen de ocupare a acelor locuri gratuite în situația în care sunt mai mulți doritori decât locuri. De fapt, și în afara acestei situații, deoarece pentru a promova la zbor, deci pentru a promova cursurile teoretice, e obligatoriu, trebuie să dăm un examen teoretic. Câte ore de curs se fac și ca timp, în câte luni se pot desfășura cursurile? Sunt 60 de ore de curs, împărțite câte 4 pe săptămână. Deci 15 cursuri săptămână. Teoretice sau cursuri practice? Teoretice. Toate sunt teoretice. Abia după absolvirea cursului teoretic, trecem unde la partea practică. Unde se dă un examen? Da, se dă un examen doar din obiectele pe care le-am predat la cursuri. Se copiază, se dă șpagă la profesori? Din păcate, în aviație e cea mai mare prostie, să dai șpagă. Deci cursurile trebuie făcute și absolvite, sunt lectori și examinatori profesioniști care mi-închipui că nu închid ochii la nicio eroare. Cursurile sunt foarte corecte și foarte importante, deci sfătuim pe toată lumea să trateze cu foarte mare seriozitate. Bine, aceeași seriozitate care ar trebui să se vadă și la școala de șoferi, pentru că la urma urmei e viața ta și viața celorlalți în pericol. Dacă n-ai învățat bine școala, tu nu știi să faci o parcare laterală și da, nu se moare dintr-o parcare laterală, clar. La oră prin oraș e un pericol. Așa și în parașutism și în planurism. Trebuie să am la parașutism o pregătire fizică ieșită din comun? Nu. Să zicem, ce este mai în plus față de planurism, avem acele cursuri de pregătire fizică. Tocmai de aceea le facem, pentru că în ziua de azi sportul este un obiect facultativ pentru unii elevi. Sunt care vin la parașutism, dar ei n-au făcut sport în viața lor. Tocmai de aceea le facem. Oricum, se dă niște teste de pregătire fizică la intrarea în cursuri, dar nu sunt atât de drastice ca și barem de intrare, în așa fel încât să nu le poată trece. Cu un pic de voință intră în acele cursuri, la sfârșit ajung în așa fel încât îi aducem la nivelul în care să fie destul de pregătiți, de bine pregătiți fizic, să poată să suporte un salt cu parașuta care nu te consumă atât de mult fizic, cât mai mult psihic. Trebuie să fie, pentru că una din condiții și rezistența fizică. Lucrurile se leagă. Dacă nu ai o pregătire fizică bună, e valabilă pentru orice sport, și pentru șah și pentru tir. Sunt exerciții specifice care se fac pentru fiecare sport. Nu ridicăm sute de kilograme la parașutism, nu te pune nimeni să împingi planorul încât să-și ia altitudine, dar trebuie să ai o pregătire fizică corespunzătoare și aici mă uitam de curiozitate să spunem, să poți face măcar vreo 25 de flutări, vreo 10 tracțiuni la bară, să alergi un kilometru sub 4 minute, ceva da, de... Nu sunt bareme extraordinare. Ăsta, da. Nu sunt bareme extraordinare care să sperie. Toți, sau nu toți, dar sunt foarte mulți elevi, candidați care vin și cumva, domnule, dar eu nu am alergat sau nu
Sunt convins că nu a încercat vreodată, pentru că singur își descoperă limitele. Dă acea probă și vede că a alergat chiar sub 4 minute. Cum am putut eu acest lucru? Deci sunt mulți care, nefăcând sport sau făcând sport de performanță, nu-și cunosc limitele. Spuneți că e un prag în aviație să faci parașutism, să începi cu parașutismul, să începi cu planurismul, poți face performanță, să nu-mi închipi că de aici selectați cei care intră în loturile naționale, care fac la nivel de mare performanță aceste sporturi. Brevetul sau, cum se cheamă, certificatele, licența pe care o obțin, e valabilă în județul Iași și e valabilă în Moldova, în Uniunea Europeană, unde e valabilă? Momentan avem licențe naționale, dar cu această licență națională se poate zbura oriunde în statele membre GAA. Închipui în Uniunea Europeană categoric și o parte din alte state din lume. State. Începând cu anul 2018 vom trece la licențele europene, deci cei care dețin o licență națională se va transforma automat într-o licență europeană. Iar elevii care vor fi din 2018 încolo, vor obține direct acea licență. Spuneți că aceste cursuri de instruire pentru licențiere sunt permise de la vârsta de 16 ani. Cei care sunt minori au nevoie de aprobări speciale? Cerem un certificat, ceva? Un consimțământ. Un consimțământ din partea părinților, autentificat prin notariat, de fapt din partea unui singur părinte, cu mențiunea că s-a consultat și cu celălalt. Asta până în 18 ani, categoric. Am terminat cursul, am dat examen, mă pregătesc să zbor. Pentru parașutism mai urmează o altă parte, de fapt și pentru planurism. Din câte știu, au pregătire specifică la sol până ajung la partea de zbor efectivă. Mai trec prin ceva pregătire specifică, să învețe o aterizare corectă, să învețe să-și plieze singur parașuta. Până la urmă, parașuta s-a deschis, ajunge cu ea jos, trebuie să o plieze din nou, să sară din nou. Și atunci învață toate aceste lucruri. Deci continuând tot timpul să-și îmbogățească bagajul de cunoștințe până la când ajunge la zbor. E important să manipulezi lucrurile de care te folosești, da? Parașuta, planorul, să-l ștergi de praf, să-ți dai seama că, domnule, aripa, cum merge, eleroanele sau cum se mai cheamă toate chestiile alea, suspantele, da? Ațele alea pe care le vedem noi la parașută, domnule, dacă trag de asta, ce se întâmplă? În condițiile în care o piezi, da? Pui pliu peste pliu, sunt niște reguli teribil de stricte în chipul și aici, nu toată lumea poate plia o parașută, da. Trebuie să fii și aici probabil licențiat, dar te ajută să înțelegi mai bine atunci când ești în aer, când ai tras de o chingă, ce se întâmplă și cum se desface acea parașută. 3 minute din emisiune mai avem. Poate puțin lumea e mai comodă acum. Domnule, vreau să zbor cu parașuta, îmi pun niște ochelari 3D pe DAS și caut niște imagini virtuale. Puteți să le oferiți celor care ar dori să încerce, să zic, un zbor sau un salt cu parașuta? Pot face așa ceva la Aeroclubul Moldova? Facem zboruri demonstrative, contra cost. Bineînțeles, și persoanele care au depășit vârsta de 23 de ani, dar vor să facă acest sport, pot să o facă contra cost. Deci, înscrierile sunt pentru toată lumea, nu numai pentru tineri. Și, bineînțeles, persoanele care doresc să facă acest curs contra cost nu va ocupa un loc bugetat. Sunt extra. Deci avem locuri pentru toată lumea. Și, bineînțeles, sunt elevi care nu au ales calea performanței, au licențe din anii trecuți, nu vor să meargă mai departe ca sport, ca sportiv, dar beneficiază în continuare de licență, că nu le-a luat-o nimeni, le rămâne lor pe viață și vor să zboare în continuare. Pot închiria planare de la noi și pot să-și continue activitatea. Eu, dacă vreau să vin cu cineva, cu un prieten, pot să mă urc într-un planor, putem face o plimbare deasupra Iașiului? Exact. Se poate. Da, cu un instructor se poate. Unii am văzut că și-au făcut logodne în aer, în parașute. Se sare la Iași în tandem? Se sare în Iași
de foarte mult timp. Îmi pare rău că nu sunt foarte mulți doritori, sau sunt, dar vin atunci când nu putem noi să le oferim, pentru că, din păcate, avem 3 avioane care fac prin rotație, prin toată țara trec, și atunci avem niște date stabilite. Anul să spunem că informațiile se găsesc pe site. Sunt da. Anumite perioade de zbor, exact. Să spunem mare, în aprilie până în noiembrie, pentru că e vorba de acele condiții meteo de care spuneam și chestii de organizare. Da, dar avem numerele de telefon pe site și găsesc toate detaliile pe site. Mergeți la Aeroclubul Moldova, înscrieți-vă la planuri și parașutist, pentru că nici nu știți ce pierdeți. Mulțumesc domnilor Adrian Pisecaru, instructor planurist, și domnului Sorin Engel, instructor de parașutism. Vă mulțumesc și noastră, doamnelor și domnilor. Rămâneți pe Antena 1 Iași. Gama pentru păr deteriorat de la Gauche conține șampon și ser Repair and Shine. Sunt produse de curățare și îngrijire blânde, hrănitoare, ce revitalizează părul uscat, deteriorat și tratat chimic, asigurând o hidratare în profunzime. Ceramidele proteina de grâu și provitamina B5 oferă vitalitate părului, catifelare și strălucire pentru un aspect mai sănătos și pentru o coafare mai ușoară. Serul Repair and Shine transformă instantaneu părul uscat și fragil într-unul catifelat și strălucitor. Asigură strălucire, aranjează părul creț și repară vârfurile despicate pentru un aspect ultra strălucitor și sănătos. Foarte important este că toate aceste produse nu conțin parabeni. Întrebarea este: cărui tip de păr se adresează gama prezentată astăzi? Trimiteți răspunsul dumneavoastră pe adresa de mail iasiaronantena1.ro și puteți câștiga săptămâna viitoare, prin tragere la sorți, un bon valoric de 100 de lei pe care îl puteți ridica de la sediul Antena 1 Iași, din strada Grigore Ghica Vodă, numărul 13. Cu acest bon puteți achiziționa produse cosmetice de la firma Contrast Impex, din strada Sfântul Lazar, numărul 38. Acum vom afla câștigătorul ediției trecute. Acesta este Alina Pascal. Eu sunt Vasile Inuță. Până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine!